Evanghelia după Matei, capitolul 25. Voi citi de la versetul 14 până la versetul 30, pagina biblică 954. Evanghelia după Matei, capitolul 25. Citesc de la versetul 14 până la versetul 30, pagina biblică 954. Este un cuvânt din care am mai predicat, dar mă rog să ne mai vorbească Dumnezeu și în această dimineață. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unu, fiecare după puterea lui și-a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talan s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a dus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus, de ți-am ascuns talantul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, Roviclean și Leneș, ai știu că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la Zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să vă Stăteam de vorbă cu cineva și printre altele l-am întrebat, ce faci tu pentru Dumnezeu? Și zice, eu ceea ce fac pentru Dumnezeu este foarte important și fac tot ce ține de mine. Și zic eu, ce faci tu așa de important pentru Dumnezeu și mă bucur că lucrez pentru Dumnezeu. Și frate Dan, eu vin la adunare. Foarte bine că vii la adunare să ne ajute Domnul să venim cu drag la adunare, să nu fim lipsiți de la adunare. Însă, mă rog să ne ajute Domnul să facem ceva mai mult decât a venit la adunare. Statistic vorbind, se spune că doar 10% dintre cei ce vin la adunare fac câte ceva pentru Dumnezeu. Se spune că 75% dintre cei care se numesc creștini, care sunt membri într-o biserică locală, 75% spun că nu au nici o dorință să facă ceva pentru Dumnezeu. Declină orice oportunitate de a sluji Domnul într-un fel sau altul. Apoi, foarte interesant, se spune că 85% nu invită pe nimeni niciodată la biserică. Se bucură că vin ei la adunare când vin, dar nu cheamă pe absolut nimeni să vină la adunare, la o slujbă de părtășie, la o întâlnire de familie sau la anumite activități bisericești. Ei își văd singuri de mântuirea lor. Nu cheamă pe absolut nimeni în casa lui Dumnezeu. 95% mărturisesc faptul că n-au vorbit nimănui despre Hristos. N-au câștigat nici măcar un suflet pentru Domnul. Și cu toate acestea, statistici vorbind, din procentul de 100% care formează Biserica Domnului Hristos, tot spun că vor să ajungă în cer. Se pune o întrebare, oare de ce ar trebui să facem noi ceva pentru Dumnezeu? Trăim într-o lume extrem de egoistă. Trăim într-o lume în care totul cuantificăm în bani, în câștigul de moment. În ce îmi mie dacă fac lucrul acesta? Și se pune o întrebare, oare tu ce faci pentru Dumnezeu? În această dimineață când stai în prezența Domnului în casa lui Dumnezeu, se pune această întrebare, oare tu ce faci concret pentru Dumnezeu? Cu ce ai putea tu să fii de folos lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu? Dacă ar fi în această dimineață să stai față în față cu Domnul și să te întrebe Domnul, ce ai făcut o până în clipa aceasta pentru mine? Oare ce ai putea să răspunzi la această întrebare? Ce am făcut eu oare, Doamne, pentru tine? Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim lucrători împreună cu El, să facem câte ceva pentru Domnul. Și mă rog în această dimineață fiecare dintre noi să luăm decizia de a face ceva pentru Domnul. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă se intitulează De ce să faci ceva pentru Domnul? De ce să faci ceva pentru Domnul? În primul rând, Dragul meu, fă ceva pentru Domnul, pentru că a face ceva pentru Domnul este o onoare și nu o povară. Primul motiv pentru care se cade, este potrivit să faci ceva pentru Domnul, este că a lucra pentru Dumnezeu este o onoare, nu este o povară. Scriptura ne spune că omul acesta bogat urma să plece într-o altă țară, se pleca în vremea respectivă, la Roma, în Alexandria sau în alte părți, unde se câștiga mai mult. Și omul acesta, tipic vremii, îi cheamă pe slujitorii lui și le încredințează toată avuția lui tot businessului, toată averea lui, toți banii lui, încredințează acestor trei roți. Ori să pui în mâinile cuiva o avere, o sumă importantă de bani, presupune să ai încredere în persoana respectivă. Niciunul dintre noi nu dăm nici măcar o mie de euro unei persoane în care nu avem încredere. Niciunul dintre noi nu ne dă mașina pe mâna cuiva în care nu avem încredere. Dar să-ți tu toată averea pe care o ai și să o dai în mâna cuiva să o gestioneze, înseamnă că ai încredere în persoana respectivă. iubiți mei, omul acesta a avut încredere în robii lui. Tot astfel, Dumnezeu are încredere în fiecare dintre noi. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El, să lucrăm pentru El, asta înseamnă că Dumnezeu are încredere în noi. De ce să-i slujești lui Dumnezeu? De ce să faci câte ceva pentru Dumnezeu? În primul rând, pentru că este o onoare și nu o povară. Mulți astăzi văd tot ce înseamnă biserică și slujire ca pe o chestie de povară. Ce înseamnă de fapt o povară? Să porți o greutate în spate. Să vii la adunare cu o greutate în spate, să te duci la școală, să te duci la cumpărături, să te duci în stânga, să te duci în dreapta, purtând o povară mare în spate, care te, te apasă efectiv de spate. Așa văd unii slujirea lui Dumnezeu. Dacă eu mă împic în lucrul Domnului, mă apasă lucrul acesta. E dificil să vin duminică de duminică la adunare. Este parcă peste puterile mele. Este dificil să dau un îndemn de rugăciune. Este dificil să chem pe cineva la biserică. Este așa de împovărător să țin o zi de post. E așa de împovărător să mă rog pentru familie, pentru oamenii care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. E așa de împovărător să-mi aduc zeciuia la lună de lună la casa lui Dumnezeu. E așa de împovărător să încurajez pe cineva. Este trântit la pământ, nu mai are speranță, nu mai are nădejde, nu mai știe ce să facă. Mi-e așa de împovărător să pun mâna pe telefon, să-l sun 5-10 minute, ce mai faci cum ești, să-l ajut să se ridice din starea lui. este așa de greu și o să o cotim o povară orice înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Parcă este o povară să cânți, parcă este o povară să predici, parcă este o povară să fii la întâmpinare, la școală de Oamenii aceștia din generația noastră percep tot ce înseamnă spiritualitate și slujire, mare majoritate, ca pe niște chestii de poveri. Niște poveri așa de mare în care efectiv te apasă de spate, ți-e greu să slujești. Mulți astăzi slujești Domnului dintr-un sentiment doar de datorie, de povară. Mi este așa de greu. Ascultați-mă. Slujirea e cea mai frumoasă chestiune înaintea lui Dumnezeu. Când tu îi slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează pentru tine. Pe ce pui tu mâna? El pune binecuvântarea. Armonie. Ce rai la tine acasă? Păi se merită să slujești. Dumnezeu îți apără pricina. Dumnezeu lucrează pentru tine. Cea mai fantastică viață este viața cu Dumnezeu. Ai pacea Domnului, ai armonia Domnului, ai biruința lui Dumnezeu cu tine. Nu mai privi slujirea ca pe o povară. Doamne, este așa de greu să fac. Este așa de greu să mă duc. Este așa de greu să mă implic. Știi de ce ți este greu? Pentru că nu faci din dragoste. Când iubești pe cineva, faci totul foarte natural. Mă, da zice soția, dar cât e faci de dragul meu? Nici nu mi-am seama. Sau invers zice soțul, draga mea, ce atentă ești, cât e faci tu pentru mine? Mă, nici nu mi-am dat seama, că totul e foarte natural. Dacă nu ți-i dragă nevastă ta, bărbatul tău, apoi, da, măi muiere, măi bărbatul, da, fă, dar nu... De ce? Totul e o povară. Când-ți e drag de cineva, îți face plăcere să stai cu persoana respectivă de vorbă. Când-ți e drag de cineva, abia aștept să-i faci ceva pe plac, să fie încântată persoana respectivă. Haideți să ne schimbăm mentalitatea, să avem o mentalitate duovnicească. Noi avem harul, oportunitatea să-i slujim lui Dumnezeu. M-am gândit să vă spun lucrul acesta, cred că l-am mai zis, dar îl mai zic acum. I s-a propus fratelui Billy Graham să candideze la președinția Americii. Era, în momentul respectiv, una dintre cele mai populare personalități din America. De fapt, a reușit performanța unică în istoria Americii de a se clasa ani și ani de zile în top 10 cele mai importante personalități ale Americii. Și avea toate șansele să ajungă președintele Americii. Totuși, America, cea mai mare economie, cea mai mare putere militară din lume. Și a spus în felul următor, vă mulțumesc, dar am o chemare mai înaltă. Care este chemarea ta, dacă nu de președintele Americii? zice ambasadorul lui Dumnezeu. Adică să vezi slujirea lui Dumnezeu ca pe o onoare. Este o onoare să cânți, este o onoare să dai un îndemn de rugăciune, să predici, este o onoare să-ți aduci dărnicia la adunare, este o onoare să lucrezi în zona tehnică, este o onoare să încurajezi pe cineva, este o onoare să chem pe cineva la biserică, este o onoare să vizitezi un bolnav la spital. De ce? Pentru că pe toate le faci pentru Domnul. iubiți mei, ca să facem ceva pentru Domnul și să nu ne țină doar o lună, doar șase luni, doar un an. Eu am ce am cu care încep în forță, șase luni de zile nu mai găsești nicări. După un an de zile ai uitat și urmă. Noi suntem chemați să fim oameni consecvenți. Ai pus mâna pe plug, spune Scriptura, nu te mai uiți în urmă, te duci înainte. De tună, de fulugeră, te duci înainte. Am era să zic așa ceva tank, dar nu se zice în vremea aceasta. Trebuie să te duci înainte. Iubiți-mi, haideți să înțelegem slujirea ca pe onoare, nu ca pe o povară. Ai onoare să-i slujești lui Dumnezeu. Ai onoare să te rogi pentru biserică. Ai onoare să te rogi pentru familia ta. Ai onoare să intri în prezența lui Dumnezeu. Ai onoare să-ți o zi de post. Ai onoare să vizitezi un bolnav să-l încurajezi. Ai onoare să dai un om care ajunge într-o situație delicată să dai o bucată de pâine. Ai onoare să faci ceva pentru Dumnezeu. Dragul meu, privește slujirea nu ca pe o povară, ci ca pe onoare. În urmă cu așa de zile, când Christopher Ren construia Marea Catedrală Sfântul Paul din Londra, cea mai frumoasă catedrală din Londra, o veni cineva și a întrebat pe oamenii care munceau acolo. O venit la unul și zice, ce faci tu aici? Ăsta supărat, transpirat, plouat, necăjit, dă cu ciocanul de pământ și zici, ce să fac, domne, mă mai enervești și tu. Stau aici ce am ploaie, muncesc ca robul, zice, să câștig o pâine pentru soție și pentru copii. Duc o viață foarte grea. S-a dus mai departe la altul și Omul l-a întrebat, dar tu ce faci aici pe altul? Zice, domne, ce să fac? Este era entuzias, plin de bucurie. Zice, stau aici, zice, să-l ajut pe Christopher Ren. Construim cea mai frumoasă catedrală din Londra. Va fi ceva extraordinar, ceva fantastic. Amândoi erau sub aceeași ploaie a Londrei. Amândoi lucrau în aceleași condiții. Amândoi făceau aceeași chestiune. Atitudinea era totalmente diferită. Unul era împovărat. El vine la lucru să aibă ce să mănânce. Să nu moară de foame. Celălalt face ceva măreț, pentru care un scop, pentru care o țintă, pentru că înțelege valoarea ceea ce face, dintr-o dată este entuziast. De ce oamenii astăzi slujesc cu povară, cu greutate? Ți-e și greu să-l chem pe unul să facă ceva la adunare sau pentru Domnul, parcă i-ai bate? Pentru că nu slujești cu entuziasm, nu înțeleg că este o onoare să faci ceva pentru Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei să fii un om care face ceva pentru Domnul și astăzi, și peste o săptămână, și peste o lună, și peste un an, și peste cinci, și peste zece, schimbă-ți abordarea în relație cu lucrul lui Dumnezeu. Nu mai privi slujirea lui Dumnezeu ori de un fel, ori de alta, ca pe o chestie care să te împovăreze, să te apese de spate, ci privește-o ca pe onoare. Sfântul Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, că este onoare să-i slujești lui Dumnezeu. El spune în felul următor, frații mei, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Eu stau și te întreb ce poate fi mai onorant pentru un bărbat sau pentru o femeie, mai tânără sau mai în vârstă, decât să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Păi dacă lucrezi cu o mare personalitate, care este un specialist în domeniul lui, un bun meseriaș, un om de succes în businessul lui sau în profesia lui, te simți bine, relația aceasta te entuziasmează, te onorează. Oamenii, în general, se laudă cu cine cunosc, cu relațiile importante pe care le au. Nu este ciudat să te pui în slujba Domnului și să nu înțelegi că tu, atunci când slujești, ești împreună lucrător cu Domnul? Cu cine te-ai putea simți menorat să tragi la joc decât cu Domnul? Iubiții mei, când noi facem ceva pentru Domnul, indiferent ce înseamnă slujirea aceea, că este în adunare, că este în afară adunării, că este o chestiune spirituală, că este o chestiune economică, că este o chestiune efectiv fizică de muncă, dar făcută în numele Domnului, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă îți vei schimba atitudinea și nu vei mai vedea slujirea Domnului ca pe o povară, ci ca pe o noare, vei fi entuziast, vei sluji cu bucurie și entuziasmul tău îi va mulipsi și pe alții. Dacă ești urs picat, iar trebuie să fac ceva. Iar Iisus e drag. Iubiții mei, omul acesta a avut încredere în slujitorii lui, le-a încredințat avuția. Un talent era o sumă importantă și a avut încredere în slujitorii lui. Doi îl onorează, privesc oferta ca pe onoare din partea stăpânului și se poartă ca tare. Celălalt zice, este o povară. De ce să muncesc eu pentru altul? El merge să facă bani la Roma sau Alexandria, eu stau să-i gestionez bani, să-și vadă de treaba lui. Omul acesta nu înțelege slujirea ca pe onoare și ca pe o povară. Așa se împart astăzi oamenii. Marea majoritate a celor care vin la adunare nu mai fac nimic în adunare, nu mai fac nimic pentru Dumnezeu sau fac doar dintr-un sentiment de obligație să nu-i tune, să nu-i trăznească Dumnezeu, să nu le gripeze Dumnezeu motorele, să nu le strice Dumnezeu businessurile. Dar și-au pierdut iubirea față de Domnul. Dragul meu, înțelege că este o onoare să-i slujești lui Dumnezeu. Este o onoare să fii împreună lucrător cu Dumnezeu. Doamne, dă-ne această mentalitate. De ce să faci ceva pentru Domnul? În primul rând, este o onoare și nu o povară. În al doilea rând, este o poruncă și nu o opțiune. În al doilea rând, de ce să faci ceva pentru Domnul? Pentru că este o poruncă și nu o opțiune. Ce înseamnă opțiune? Opțiune înseamnă, auzi, mă duc astăzi să mănânc la restaurant sau acasă. Dacă aleg să mă duc la restaurant, ce servesc astăzi? Asta este opțiunea. Porunca este, vezi că trebuie să-ți plătești taxele la fisc. Că dacă nu, nu-i bine. Porunca este când te întâlnește polițistul de la rutieră și îți face semn să tragi pe dreapta, tu să nu gonești. Ce să tragi pe dreapta? Poruncă este ceva ce trebuie să faci. Și si Scriptura ne spune că slujirea este o poruncă. Și si poate spune frate Dan, de ce spui lucrul acesta? Pe baza cărui text din Scriptură spui lucrul acesta? Și si răspunsul meu este pe baza textului citit. Spune Scriptura că omul acesta bogat i-a chemat pe trei din robii lui și si le-a încredințat averea. Doi de îndată se duc și si pună negoți banii pe care i-au primit și si câștigă bani. Celălalt este leneș, este șmecher și aruncă undeva într-o groapă, banii în groapă. De ce să muncesc eu pentru alții? După multă vreme se întoarce omul acasă cu mult mai multe bogății și cheamă pe toți la raport. a doi care au muncit pentru stăpân, vin fiecare și spune, stăpâne, ne-ai dat suma aceasta de bani, ne-am dus, am făcut business, iată am câștigat mai mult cu banii pe care tu ne-ai dat. Și el zice, bine, roburi și credincios. Când este un om credincios? Când face ceea ce trebuie să facă. Când face ceea ce îi cer să facă. El este credincios, atunci este credincios. Și stăpânul zice, voi doi ați înțeles că slujirea față de mine este o poruncă și sunteți credincioși și vreau să vă răspătesc. Celălalt vine și invocă tot felul de pretexte, că ești un om dur, aspru, mi-a fost frică. Stăpânul este foarte tranșant, tu ești și un jmecher, tu ești un om viclean și tu ești leneș. Nu, no, asta nu spică bine, spune ceva, că ești și viclean și leneș. Dar asta este realitatea, zice omule. Pentru că tu nu înțelegi că slujirea nu este opțiune. Eu ți-am dat ție 26 de kilograme de aur, care însemna foarte mult atunci. Și înseamnă, dar atunci mai mult valoarea banului era imensă. 26 de kilograme de aur. Nu ți-am dat să-mi bani banii mulți ani de zile. Ți-am dat să-i pui negoți. Tu de fapt ești viclean, ți-a fost lene, ești un om leneș. Tu crezi că slujirea față de mine nu este o poruncă, și opțiune? Ești viclean și lenești. Tu știi cum stau lucrurile. De ce nu slujim noi Domnului în general, dacă suntem sinceri cu noi înșine? Eu nu pot să spun lucrurile acestea, că vă supărați pe mine. Dar mi le aplic și mie și apoi, dacă vreți, aplicați-le și voi. Când nu facem ceva pentru Domnul, dacă suntem cinstiți cu Dumnezeu, care aici cu noi în adunare, slăvi să-i fie numele, că îți cunoaște inima. Asta e marea mea bucurie, că nu e întâlnire socială, e Hristos prezent în adunare și El citește inima ta ca o carte deschisă. Dacă suntem noi sinceri cu Domnul, de ce nu facem pentru Domnul că trebuie să facem? Știți de ce? Să fim cinstiți. Nu zic voi, zic noi. 1, suntem o, lecață, o lecuță vicleni. A o Doamne, trebuie mele de rezolvat. Vezi tu că trebuie să-mi schimb mașina, mă, dacă mai și fac pentru tine, nu mai am timp. Suntem o lecuță vicleni, am alte treburi. Viclenie, o leacă de viclenie și o dăm așa cu un torsul spiritual. Am știut știu, Doamne, că tu vezi alte lucrurile. Și nici și lene să slujim pentru Domnul. Așa suntem de leneși pentru Domnul. Zice Scriptura, măi omule, când e vorba să cauți lucrurile tale, ești așa de harnic. Știi cum să alergi în stânga, în dreapta, dar când e vorba de mine, zice Domnul prin profet, de ce nu ești la fel? Când te trezești dimineața, uite-te să vezi, să ne uităm la viața noastră. Când ne trezim dimineața, la ce ne gândim prima dată? Cum să-mi rezolv socotele? Cum să-mi cumpăr niște haine? Cum să-mi schimb mașina? Cum să-mi pun la punct apartamentul sau casa? Cum să fac mai mult? Cum să meargă mai bine? Nu-i mare diferență între noi și David? La 40 de ani ia decizia să facă un templu pentru Dumnezeu. Zice, Domnul, nu poți că ești de război. No, bun, Doamne, dacă nu piotul eu și feciorul meu să zidească templu, știi ceva? De la 40 de ani până la 70 de ani când închid ochii, eu nu mă gândesc la nimic altceva decât cum să strâng lucru pentru casa ta. De asta l-a numit Dumnezeu om cu inimă după inima lui. Că totdeauna s-a gândit la Domnul. Noi la ce ne gândim? Iubiți mei, slujirea nu este o opțiune, este o poruncă. Să ne ajute Dumnezeu să-i slujim cu toată inima, cu toată viața noastră. Am întâlnit pe un frate care a slujit ani de zile în perioada comunistă ca și păstor. Și îmi spunea că o dus foarte greu. Și îmi spunea, frate Dan, voi care slujiți astăzi ca și păstori, duceți o viață foarte bună. Astăzi și frații mai cuminți în adunare. Nimeni nu se ceartă în adunare. Dacă unul zice o vorbă așa mai ciudată, toată lumea zice, ce om nepocăit. Și din start totul se reglează. Pe vremuri oamenii erau obraznici în adunare. Se certau cu tine ca păstori, ce de, nu știu pe te ascunzi. Astăzi toată lumea, frate, e păstor în sus, în jos, toată lumea vă respectă. La noi era altfel. Astăzi zice, dacă te duci oriunde. La autorități, toată lumea te tratează frumos, că ești trimis din partea cultului, toată lumea deschide ușa, oricât ce autoritate primește bine, dar pe vremuri era diferit, frate. Pe vremuri veneau autoritățile și ne zmulgeau unghiile nouă păstorilor cu cleștele, frate. Frate zice, ne punea degetele la uși securiștii și ne strângeau degetele la uși Copiii noștri mergeau la școală și pentru că erau prunci de pocăi și mai ales de păstori, n-aveau dreptul să facă școală. Erau scoși în fața clasei, bătaie de joc a clasei, umiliți în toate felurile. Veneau prunci acasă plângând, că și stăte, iarăși o bătut joc de mine. Nu puteai să faci nimic. Frate, zice, te duceai undeva în misiune, nici drumul nu ți-l acoperă. Ce să-ți acopere drumul? Nici măcar o file de pâine nu-ți dădea să mănânci. Veneai pe jos, veneai cu trenul cu ce puteai obosit, nimeni nu se gândea că trebuie să mănânci și tu ceva. Mereai pe undeva, pe la biserică, zice, după ce termina slujba, tu mai aveai mult drum de mers până acasă, cu ce puteai și tu cu ocazia, cu trenul, nu aveai mașină, nu aveai avion pe atunci. Și dacă te lua unul la ocazie, era bine, veneai flămând acasă după o zi întreagă de slujire. Pe nimeni nu interesa. Deci, voi astăzi slujiți altfel, e altă viață. Nu se compară slujirea voastră cu slujirea noastră. Deci, eu dau slavă Domnului că voi duceți o viață frumoasă astăzi, dar nouă ne-a fost tare greu. Și zic, frate, am o întrebare. Cum ai rămas, Matale, atâția zeci de ani în slujire? În perioadă comunistă. Cum zici, Matale, că mulgeau unghiile cu cleștele, strângeau degetele la țățena ușii, te lovia, te pleznea, te umilea, îți confisca ce aveai pe lângă casă, pruncii erau umiliți. Ca să zic, dacă nu se uită bine la pruncii noștri, deja ne supărăm foarte tare și să sărim în sus. Cum adică e dreptul meu? Cum te e de pruncul meu? Cum, frate, rezistai? Frate Dan, știi care e diferența între noi și voi? Voi, generația asta, ați crescut pe puf. Sunteți tratați bine. Oamenii au crescut în puf la ora actuală, toți o duc bine. Părinții le pun la dispoziție mâncare, haine, nu știu ce înseamnă să nu ai. Noi eram diferiți. Și pentru că noi am dus o viață grea, era greu atunci. Noi am privit slujirea nu ca pe opțiune. Cei mai mulți astăzi zic privesc slujirea ca pe opțiune. Noi am privit-o ca pe o poruncă din partea Domnului. Și am înțeles cuvântul lui Pavel. Trebuie să vestesc Evanghelia și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și n-ai fost pe punctul, frate, zic să te mai lași câteodată. bă da, zice de multe ori. Dar ce m ținut în picioare a fost această poruncă. Trebuie să vestesc Evanghelia. Vestiți Evanghelia. Am înțeles că slujirea nu este o opțiune. În funcție că sunt apreciat sau nu sunt apreciat. Că am bani, că n-am bani, că am sănătate, că n-am sănătate, că merge bine, că nu merge bine. Slujirea este o chemare sfântă de la Dumnezeu și până îmi termin viața și zile pe pământ, eu mă duc înainte și slujesc Domnului. De asta, frate, am rămas. Ascultați-mă. Astăzi oamenii vin slujesc o lună, două, trei, cinci și gata, nu se mai nicăieri. Pentru că privești totul ca pe opțiune, nu ca pe o poruncă. Este o onoare să-i slujești nu este o povară. Este o poruncă să slujești, nu este o opțiune. Opțiune este să te duci, de exemplu, nu știu, la plimbare sau să alergi. Opțiune este să dormi sau să te uiți la un meci. Asta este opțiune. Când vine vorba de slujire, avem fiecare din la Domnul porunca să slujim cu darul pe care Domnul ne-l-a dăruit, pe care ne-l-a încredințat. Spune așa de frumos Apostolul Pavel, Trebuie să vestesc Evanghelia. Uită-te la slujba pe care Domnul ți-a dat-o, indiferent care este acea chemare, acel dar, eu sunt convins că fiecare dintre noi avem un talent din partea Domnului. Uită-te la acel talent pe care ți l-a dat Domnul și spune, Doamne, vreau tot restul vieții mele să-l pun în slujba ta. Ești un om prietenos, fii un om prietenos cu oamenii, cheamă-i la adunare, ești un om care ai o leacă de timp liber, vizitează pe cineva, vorbește despre Domnul. De multe ori noi ne întâlnim și discutăm despre vrute și nevrute. Trebuie și de asta discutati puțin, dar ascultați-mă ce frumos ar fi să-L readucem pe Domnul în centrul discuțiilor noastre, să-I slujim Lui Hristos. Ascultați-mă, iubiții mei, slujirea nu este o povară, este o onoare. Slujirea nu este o opțiune, este o poruncă și trei, este o investiție și nu risipă. Slujirea este o investiție și nu risipă. Zice aici, domne, doi o luat talanța aceea deosebită de aur, unul la cinci, celălalt doi, i pus în negoț, o trudit, așa de zile. Parcă e o risipă de timp, e o risipă de energie să muncești tu pentru casa altuia, cu atâta seriozitate, cu atâta dăruire. Parcă este o risipă. Dar uitați-vă să vedeți, n-a fost risipă. Unul a zis este risipă de timp, este res, risipă de energie, de resurse, de tinerețe. N-am eu timp de așa ceva. S-a dus și ascuns în pământ. Ceilalți au zis nu este risipă, este investiție. Chiar așa să fie. După multă vreme vine omul apoi acasă, omul bogat și interesant spune, acum vine cu mult mai multe bogății, că zice, îi cheamă pe toți trei să-i dea raportul. Și vine ăsta care a primit cinci talanți și spune, stăpâne, mi-ai dat cinci talanți. Uite, i-am pus în business, am făcut negoț, am mai câștigat încă înstalant. Știi ce îi spune? Bine robun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău zice: Ai fost pus peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Îți voi da mult, mult, mult. Te voi răsplăti. De ce că slujirea este o investiție? Vine celălalt cu doi talanți. Stăpâne zice, mi-ai dat doi talanți, i-am pus și păștea în slujba ta și am mai câștigat încă doi talanți. Și lui spune exact aceleași cuvinte. Bine, robun și credincios, ai fost puțin peste, pus peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Te voi pune să coordonezi multe lucruri. Îți voi da mult mai multă responsabilitate. Uitați-vă, răspunsul este la fel. Și la unul și la celălalt. Știți de ce? Pentru că Domnul vrea să ne învețe că el apreciază credincioșia, responsabilitatea. Poate zici, frate, de nu pot să fac așa altul care are mai mulți talanți, este mai înzestrat. Poate face mai multe, are mai mult timp la dispoziție, are mai multe resurse materiale, este, nu știu, cu un, un dar mai special înzestrat. Dar ascultați-mă, Domnul vede cât ne-o dat și Domnul răsplătește credincioșia. De asta răspunde Domnul, fiecare dintre ei, în același fel, ca să ne învețe că Dumnezeu apreciază credincioșia. Să slujești Domnului cu darul pe care îl ți l-a dat. Multora dintre noi se pare că te pune în slujba Domnului. Este nebunie, este risipă. În urmă cu așa de zile, tot mergeam eu la un prieten în Londra și găzduiam la el când vizitam biserica lor. Și omul acesta muncea din greu, era și el acolo la Londra, trudea foarte mult, nu avea o casă deosebită luată în chirie, era un apartament destul de mic. Când mergeam eu la el, într-o cameră dormea el nevasta și copii, avea mai mulți copii și în cealaltă dormeam eu. Și la un moment dat, aici, eu zis, mă băieți, fii atent aici. tu chiar nu n-ai minte deloc, zice, tu ești cam dus cu pluta. Zice, am hai să zică pe Dană Lei că ți prieten, dar toți frații care vin la adunare, acela noi, și te vin pe invitați, tu pe toți îi găzuiești la tine. Lasă-mă duc alții care au mai mulți bani ca tine. Tu ești nebun, îți pierzi toți banii. Bă, ce prostii faci. Fii mai strângă o leacă. Și mi-a zice, mi-a zis tata să fiu să nebun, zice, și să fiu mai strângă. -o. Zice, dar eu știu că ceea ce fac, fac pentru Domnul și Domnul nu rămâne dator. Ori trecut anii, s-a întors omul acesta acasă, are o casă foarte frumoasă și dacă vă spun acum ce salariu dat Domnul, că e plătit cu bani englezi, chiar dacă lucrează în România, nu vă vine să credeți. Și când mi-a spus și am văzut situația lui, zic, mă, ia că de că n-ai fost nebun. Că pentru cei mai mulți ai făcut-o era o nebunie. Acum, câți dintre noi ar zice, uite, de la două săptămâni vine câte un frate scump, a în vizită, Pune-l tu la tine acasă într-o cameră, stai tu cu doamna ta și cu prunci în cealaltă cameră, pune masa, ia masa, pune masa, ia masa, calcă că mă așa mai departe. nu e chiar simplu. Și zici, bă, ce nebunie, mă, tu ești nebun. Tu, tu risipești banii, cumperi mâncare, cumperi aia, cumperi aia, așa mai departe. Ești nu fără minte. Așa eu zis. Dar au fost sincer taică să cu el. Și când mă uit acum, acum o lucrat Dumnezeu și cum a răspătit Dumnezeu, eu zic, mă, a fost o investiție. Eu n-am văzut pe unul care să ardă pentru Domnul și pentru lucrarea lui pe care Dumnezeu să lase de rușine. Uitați-vă să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Uitați-vă în jurul vostru să vedeți oameni care ar pentru Domnul, dar nu-i lasă Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu pentru ei. Iubiții mei, haideți să înțelegem că slujirea înaintea Domnului este o investiție, nu este o risipă. Dacă vorbești cu cei mai mulți oameni, îți vor spune că tot ce faci tu pentru Domnul este o risipă. Timpul tău, talentul tău, energia ta, banii tăi, resursele tale. Bă, după stai uite la un meci. Stai deci și uite la un film, mergi tu la studiu Biblie, la biserică, la întâlnit, la părtășii, mergi tu și ajuți pe cineva în numele Hristos, pe poți să faci bani. Iubiții mei, slujirea este o onoare, slujirea este o poruncă, dar slujirea este și o investiție. Un om extraordinar pe nume Albrecht Schweitzer a fost un om de un talent și o inteligență ieșită din comun. German, omul acesta era foarte deștept, omul acesta la 38 de ani avea trei doctorate, era doctor în teologie, era doctor în filozofie și doctor în medicină. Era o enciclopedie efectiv pe picioare, un om de o inteligență sclipitoare. Termină teologia, termină doctoratul în teologie, este pastor la Strasburg, începe să cânte, este un pianist de excepție, apoi repară orgele respective istorice, făcea bani foarte frumoși, era foarte bine plătit ca și medic, toate mergeau bine. Dar într-o zi, la 38 de ani, îndreptându-se de 40 de ani, ia decizia să se ducă misionar în Gabaon. Când îi se spune că în Gabaon este dificil, că nu mai merg alții, că viața este grea, că sunt nenumărate boli, că sunt nenumărate probleme, eu zis, eu mă duc de dragul lui Hristos. Am mai revenit după aceea în Germania, am mai revenit prin Franța să strângă bani pentru a ajuta oamenii de acolo din Gabaon. Le-a făcut un spital. Am mers acolo ca și medic misionar, trata bolnavi și le predica evangelia. Ai putea să spui la 38 de ani să ai trei doctorate, să fii una dintre cele mai sclipitoare mințe ale Europei din momentul respectiv, unul dintre cei mai deștepți oameni ai lumii în momentul respectiv, este o risipă. Hai să fim serioși. Să ai trei doctorate la 38 de ani, nu făcute așa pe mântuială, ci pe calitatea ta, pe capacitatea ta. Să fii un om cu portofoliu așa de puternic și să zici, abandonez totul și mă duc undeva în Gabaon, nu a te duce, nu știu, în Egipt, că are istorie. Dar baon? De ce le-ai făcut pe toate acestea? Și răspunsul este de dragul lui Hristos. Că am înțeles că atunci când îi slujești lui Dumnezeu, tu nu-ți risipești viața, nu-ți risipești anii, nu-ți risipești resursele, talentele, ci abia atunci investești cu folos. Uitați-vă să vedeți la viața noastră. Viața noastră zboară iute, noi trecem în lumea aceasta. Într-o zi cu toții vom pleca din această lume și le vom lăsa pe toate în urmă. Știți cu ce vom rămâne? Cu ce am trimis dincolo în veșnicie. Doar asta rămâne. Când Alexandru cel Mare era pe patul morții, spune istoria și este real locul acesta. I-a chemat pe câțiva din apropiații lui, din generalii lui. Și a zis să mă lăsați afară din sicriul de aur cu mâinile scoase. Să vadă toată lumea ce duce cel mai puteric om de pe pământ, cel mai bogat om de pe pământ, să vadă toată lumea ce duce din lumea aceasta. Am mai avut o idee foarte interesantă, aș putea spune, năstrușnică. Să fiu purtat pe brațe de medici. De ce? Să se vadă că și medicii au limitele lor și nu pot întotdeauna salva. La 24 de ani, Alexandru este cel mai puternic om al vremii. Îl învinge pe Darius Medopersanul, prea Babilonul, bogății inimaginabile. La 33 de ani moare ca Domnul Iisus Hristos. Hristos câștigă cerul și lumea. Hristos duce o lume întreagă în cer care este gata să-L accepte. El spune istoria după voia Lui, cel mai puternic, cel mai mare general din toate timpurile, cel mai mare geniu militar, merge cu mâinile goale, dus de doctori să se vadă că omul nu duce nimic cu el din lumea aceasta și doctorii cât de bune ar fi, au totuși limitările lor. Și totuși Hristos spune, când stă de vorbă cu Petru, că Petru zice, Doamne, de dragul tău, noi am lăsat totul și te-am urmat. Mi-a lăsat nevasta, zice, acasă cu soacra și m-am pus în slujba ta și alerg din stânga în dreapta cu tine. Ce vom câștiga noi? Și ascultați ce spune Domnul în Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Petre, adevărat, adevărat îți spun. Că nu este nimeni care să fi lăsat soție, soacră, mamă, tată, holde, pământuri, afaceri, businessuri, case, pescuit pentru mine și împărăția mea. Și să nu primească, ascultați, citiți cu atenție textul ce spune, de 100 de ori mai mult în viacul acesta. Case, frați, surori, prieteni împreună cu prigoniri Dar acum Aristotel spunea o vorbă, zice, proprietatea nu e alea care o are pe act, ci care se folosește de ea, se bucură de ea. Până la urmă, dacă ești cu Domnul, pe oriunde te duci, ai frați, ai surori, te primesc în stânga, în dreapta, te tratează, te duc în stânga, în dreapta, ai nevoie, sară în ajutorul tău. Iată cum lucrează Domnul, slăvi să fie numele. Și în viața viitoare, viața veșnică. Cu alte cuvinte, nu este o risipă. Doamne, ajută-ne să înțelegem că nu este o risipă slujirea ta. Iubiți mei, frați și surori, de ce să facem ceva pentru Domnul? De ce să facem ceva pentru Domnul? În primul rând, este o onoare și nu o povară. Privește slujirea pe care Domnul ți-a dat-o, la care Domnul te-a chemat, ca pe onoare, nu ca pe o povară. În al doilea rând este o poruncă și o opțiune. Nu e o chestie opțională, am chef să fac lucrul acesta, îl fac? Nu, nu. Astăzi am chef să slujesc, slujesc peste o săptămână și apoi intru în hibernare. Slujirea este o poruncă, nu este o risipă. nu se risipești timpul, energia, resursele -i toate lucrurile pe care tu le faci pentru Domnul sunt o investiție. Pentru că slujirea este o investiție și nu risipă. Domnul Hristos stătea de vorbă cu cenicii și le spunea, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Statistic vorbind, în bisericile lui Hristos mântuite, doar 10% te fac ceva pentru Domnul. Vreau să te întreb, tu faci ceva pentru Domnul? Dacă nu faci nimic pentru Domnul până în momentul acesta, mă rog să te ajute Domnul, să te hotărăști, ca de azi înainte să faci ceva pentru Domnul. Era o piesă de teatru la București și la un moment dat un actor care juca rolul lui Ștefan cel Mare zice vorba pe care trebuia să o spună. Unde sunteți moldovenii mei? La care un moldovean cu simțul umorului de acolo din scaun zice Aici măria ta. Erau mai mulți din Moldova. În această dimineață Domnul întreabă Unde sunteți credincioșii mei? Poți să spui în această dimineață Doamne sunt aici la dispoziția ta? Sunt aici la dispoziția ta cu ceea ce sunt, cu ceea ce am, cu viața mea, cu familia mea, cu resursele mele, cu timpul meu. Sunt aici la dispoziția ta. Spune profetul Isaia că într-o zi a auzit glasul lui Dumnezeu și glasul Domnului întreba pe cine să trimitem și cine va merge pentru noi. Și profetul Isaia zice, Doamne, eu aud glasul tău, iată-mă, trimite-mă. Ai vrea să spui în această zi, Doamne, și aud glasul tău? În această dimineață, în adunare, se aude glasul lui Dumnezeu. Eu am această convingere de plină că atunci când predic Evanghelia, predic cuvântul lui Dumnezeu și cel ce vorbește este Dumnezeu în adorare mării să-i fie numele. Întrebarea este, tu auzi glasul lui Dumnezeu în această dimineață? În aceste clipe, în aceste momente când stai în prezența lui Dumnezeu, auzi glasul lui Dumnezeu? Glasul lui Dumnezeu întreabă în această zi pe cine să trimit, cine va merge pentru noi, cine va lucra pentru noi. În această lume care de dimineața până seara fiecare aleargă pentru el Cum să-și schimbe mașina, cum să-și facă casa, cum să-și pună la punct apartamentul Cum să-și mai facă o casă, cum să adune mai mulți bani în cont Unde să-și petreacă concediile, cum să, să, se îmbogățească mai mult Cum să fie mai confortabil în viață, cum să le meargă mai bine în viață În această lume care este roabă materialismului, Dumnezeu întreabă Oare este cineva care este gata să se pună la dispoziția mea? Dar nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, nu un an nu până vine o boală sau un ecaz, nu până când vine o pierdere financiară, nu până când vine o situație delicată, ci să mă pun la dispoziția Ta, Doamne, cu tot ce sunt, cu tot ce am, știind că Tu niciodată nu te lași dator. Doamne, ajută-ne la aceasta. Are Dumnezeu nevoie de oameni în această zi. Fie în această zi, ca fiecare dintre noi să spunem, Doamne, suntem aici, ne punem la dispoziția Ta. Vreau să fac ceva pentru Tine. Oare tu știi la ce te cheamă Domnul? Dacă nu știi, spune, Doamne, te rog, descopere -mi. Ca să pot să lucrez pentru tine. Dacă știi la ce te-a chemat Dumnezeu, ține-te de lucrarea aceea. Pentru că Domnul îi plac oamenii, bărbații și femeile acea credincioși care pun mâna pe plug și apoi nu se mai uită înapoi. Nici în stânga, nici în dreapta, că tu n-ai de-a face cu oamenii și nu lucrezi pentru oameni, ci tu lucrezi pentru Domnul. Și când lucrezi pentru Domnul, știi că este o onoare să-i slujești în o povară. Când lucrezi pentru Domnul, știi că este o poruncă și în opțiune. Când lucrezi pentru Domnul, știi că este o investiție și nu risipă. Și dacă vrei să lucrezi pentru Domnul, te invit să spui, Doamne, sunt aici. Ți-am auzit glasul, vreau să mă pun la dispoziția Ta. Vă invit să predicați în picioare momentele acestea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea fiecare dintre noi să spunem, Doamne, vreau să Te slujesc. Vreau să mă pun la dispoziția Ta. Și dacă vrei să te pui la dispoziția lui, spune această rugăciune. Dacă nu vrei să te pui la dispoziția lui, spune, Doamne, o să văd pe viitor când o să pot. Dar dacă vrei din toată inima să te pui la dispoziția lui, spune, Doamne, dăm putere ca în această dimineață să iau decizia, să mă țin de această decizie, auzind glasul tău, să mă pun la îndemâna ta. Plecăm fețele și ne rugăm lui Dumnezeu.